Deși sunt prieteni și practic au crescut împreună. Andreea? Ce? Hai, zi ce ai greșit. Habar n-am. Bogdan și Andreea își dau seama că se iubesc, spre marea disperare a Evei. Știi că Andreea ta se dă la Bogdan al meu? Eu credeam că sunteți doar prieteni. Da, da, ne plăcem de mai demult și... Ce e între tine și fata asta? Andreea, cunosc? Fata servitoarei. Suntem împreună, ne iubim. Ce îi zice dacă te-aș da azi afară? Nu înțeleg. Pentru că Andreea e cu Bogdan? Mama i-a zis Victoriței că o dă afară din casă dacă nu mă despart de Andreea. Da? Și ce dacă i-am zis? Care, fără voie, își împinge băiatul să plece de acasă. Hai, întoarce-te acasă. Și Victorița poate să vină din nou la serviciu. Tu poți să fii cu Andreea, se rezolvă. Nici vorba! Cât e ceas? E deja 7. 7? Așa de vreme? Eu și Andreea avem vieți complet diferite. Pur și simplu încerc să te fac să înțelegi că noi nu trăim așa cum trăiești tu. Ha, deci acum zici și nerecunoscător. Nu putem să stăm așa pur și simplu și să așteptăm să facă mama totul pentru noi. Am stabilit cu Eva că lăsăm să se descurce singur, să se... Să nu-i dați niciun leu de mâncare. Eu cred că... cel mai bine ar fi să o luăm frumos pe căi separat. Din păcate, Bogdan nu rezistă prea mult fără banii părinților și... Ai avut dreptate, nu pot stau fără banii voștri. Poate e mai bine așa. Oare dragostea celor doi copii chiar s-a stins sau mai există o șansă? Bogdane, ce ai de gând, tată? Păi eu... aș vrea să fiu cu Andreea.